În luna aprilie 2023, pensiile ar putea să nu fie indexate cu valoarea inflației de la sfârșitul anului 2022, așa cum prevede legea, ci doar cu cel puțin 14%, a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, în cadrul emisiunii Rezumat, transmite realitatea.md. Este posibil să nu ne ajungă bani pentru a indexa pensiile integral la această valoare. Sistemul de pensii este un sistem care ar trebui să se întrețină singur. Da? Cei care plătesc contribuții și muncesc transferă bani în bugetul Asigurării Sociale de Stat din care se plătesc pensiile. Da? Și noi indexăm anual pensiile pentru ca să menținem o putere de cumpărare pentru pensionari. Corect? Dar în momentul în care nu cresc încasările, atunci dacă ar fi să creștem la 30%, cum spuneți dumneavoastră, și cum spune legea, de fapt, nu dumneavoastră, cum spune legea, atunci ar trebui să găsim acești bani din altă parte și creștem deficitul la bugetul Asigurării Sociale de Stat. Bani care, eu înțeleg că sunt necesari pentru pensionari, dar sunt necesari și pentru salariați. Potrivit oficialului, pentru o indexare mai mare, autoritățile mizează pe sprijin extern. Dacă s-ar acorda toți acești bani către pensionari, practic n-ar rămâne nimic pentru creștere salarială. Și atunci știu că Ministerul Finanțelor acum încearcă să găsească o soluție cum să împace cam pe toată lumea și prioritatea numărul unu acum este creșterile salariale. Sunt creșterile salariale, care ar trebui să fie chiar de la începutul anului viitor, pentru că ele în buget deja trebuie să fie creșteri salariale. Dacă se vor găsi bani și dacă ne ajută alte state, dacă redirecționăm banii de la alte finanțări, pensiile pot crește numai cu ritmul creșterii încasărilor în bugetul Asigurării Sociale de Stat, care este de în jur de 14% anul acesta. În ultimul său raport, Banca Națională a Moldovei a anunțat că în condițiile în care inflația la sfârșitul anului 2022 va înregistra o valoare de circa 30% anual, indexarea pensiilor în aprilie 2023, în baza legislației existente, va constitui o sarcină dificilă de realizat pentru bugetul public național. Astfel, există probabilitatea ca până la finele trimestrului 1 din 2023 mecanismul de indexare a pensiilor să fie modificat.